Mai mare dragul să vin la tine, mamă. De ce? Cu așa răsfăț, răsfăț. Așa primire. Ai de unde știi așa? Ce bun e și carnoase. Da. Cred că un pic sforțate. Că prea deschisau culoarea. Ți-e dor să mă trezești dimineața să mă duc la școală, mamă? Să-mi faci sandwich. Așa mă dor. Așa mă dor, mamă, să te tici pe dimineața. Să te prind în brațe și să te trezești odată. Niciodată mă prindeai în brațe. Ba da, prima dată te prindeam. Ba da, mincinosule, auzi, ce vrăjeală ai. Prima dată vineam și te prindeam și după aia te terorizam. Vezi care e minciunare. Picioare scurte, de aia zero, ok. Care minciuna picioare scurte? Foarte rar vine și mă prindei. Bă, atâta minzi, mă, că atât timpul te prindeam. Nu e adevărat, că încă de aia nu mă puteam eu trezi. Vineai din capă, deschide, deja... Da, de dorme, deci dormeai când te prindeam în brațe, da, într-adevăr, nu dormeam, da. Pentru că... Te trezeai numai după 20 minute. Auzi, mă ridicam din pat după 20 minute. Da. Deja când auzeam ușa că o deschide și intră în cameră, puf, auzeam ușa deja în cap îmi face. Hai, trezeam și zic că e 6, e 7 și încă mă enerva că nu zicea corect cât e ceasul. Zicea cu 10 minute, 15 mai mult. Nu, zicea cu 20 minute mai mult. Deja că era ora 7, ea zicea deja că e 7 și 20. Păi ziceam că știam că atunci te trezesc, abia atunci reușesc să te trezesc. Deci nu vine să mă ia în brațe. Când zicea, hai Lobo că e 7 și 20 minute jumate, nici am mă dore capul, cred că mi-a rămas. Da, mamă, dar nu te parcă trezeam foarte... Nu te trezeam foarte devreme, dacă stai să te gândești cu tu la ora, trebuie să fii la școală. Mm. Întârzeai întotdeauna la școală? Mm-hmm. Nu, vezi? Păi... Știam că întârzeai de aia. Păi, la jumate trebuia să ieși din casă. Da, mamă, și tu te trezeai la și 25. Sau la jumate. Da, într-adevăr, așa e. Păi știți cum era? Traficul din Cluj, zona asta, începe de la 7:30, 7:35 și dura până la fără 5. Dar și tu te gândeai să-l prinzi pe ăla de fără 5, pe... pauza de la fără 5, nu? Pe... Să ajungi la ore, la cât? Deci dacă porneam la fără 5, eu la și 10 maxim. Da, și ora la ce oră începe? La fix, dar până. Deci eu la și 10 maxim eram la școală. Dacă plecam la și 35 din casă, te la și 10 ajungem. Dacă plecam la și 5-5, la și 10 ajungem. Și atunci nu trebuie să pleci la și un sfert. Ca să ajung la și jumate, mamă. Fă ce și un sfert? 7 și un sfert? Domnule. Mă teroriza. Deci mă durea capul. Ai terorizare, mă, la tine? A fost terorizare când te trezeai să mergi la școală? Cel mai fain era când era Coiosu. Zice că nu mai canalizam energia pe mine. Pe el. Umbla după Coiosu, râdea Coiosu, mai făcea el câte o nebunie. Eu îmi vedem liniștit de-a mele. Dar când am fost eu, nu m-am mai terorizat. Așa zici, mamă, că te-am terorizat? Mm-hmm. Eu te-am terorizat. Cu ce te-am terorizat eu pe tine, mă? Cum poți să zici așa ceva? Un viarme. Cum poți să zici așa ceva, mă? Păi dacă nu știi să mă trezești. Într-un fel, e de înțeles. Când vineam, mă trezeam, lugu-lugu, mergeam, pregăteam mâncarea sau ce făceam, eu tot dormeam. Mai vinea o tură, mă trezeam greu, într-adevăr. Dar asta s-a întâmplat primele săptămâni. Dar stai tu. Tu numai la liceu și în general ai făcut așa. Tu niciodată nu mergeai la fix unde trebuie. În general nu mai ți-am minte. Dar în liceu, ferească Sfântul. Și da, într-adevăr, nu ajungeam la fix la școală. Întârziam. Dacă întârziai tot timpul. Dacă nu întârziai, atunci eu te mai terorizam.
decât ele. Cred sau că... te trezești singur, dar în moment ce tu nu te trezeai singur, ce să faci? E, dar când trebuia să mă trezesc singur... Crezi că mie nu-mi convenea să dorm și tu să te trezești? Pe nu, pentru că, vă zic eu, ca să înțelegeți cum își canaliza energia înspre mine. Deci ea avea nervi că trebuia să se trezească dimineața, să mă pregătească pe mine, să mă trezească pe mine, să-mi facă de mâncare. E adevărat. Deci eu, da, e așa că nu avem nervi. Orice om pe planeta asta. Mie încă îmi plăcea să te trezesc. Da, vrei să spui că strânteam mâncare așa numai în farfurie? Nu. Aia înseamnă să ai nervi. Eu cum ți-o aranjam? Încă făceam din alea desene în farfurie. Aia înseamnă că aveam nervi? Într-adevăr, m-am pregătit cea mai bună mâncare, cel mai frumos aranjament. Okay. Dar asta nu înseamnă că nu un pic te enervai când vedeai că eu te dor și tu te trezi. Păi, nu, mă enervam când târzi. Nu că dorm. Înțelegi? Că întârzi. Că mie nu-mi place să întârzi. Da, săraca lume. Da. O groază de pățăne de astea cu școala. Eu am avut și linie în catalog. Pentru absențe. Nu mă punea absent la prima oră. Rar că mă punea. Păi deja și profesorii s-au învățat. Rar. Și mai știu. Lilian dorme. A. Nu mai știu cine m-a pus absent. Lilian așteaptă pauza de fără 5 la troleu. M-a tot pus absent și apoi am zis, da, nu, bai. Prima oră cafele. Eu nu beam. Eu nici nu beam și nici nu fumam. Dar mă duceam cu așa. Toți fumau, beau, cafele, rupeau. Eu, apă, un suc, rar suc, apă. Fresh. Și pe aia mă duceam la școală. Să vedeți cum s-o băga catalogul online. Ce-mi plăcea să mă uit. Ce disperat erai tu. Ce nervos erai. Ce ceartă am avut că nu... Că o acceptat, e pe la spatele meu. Te-ai fi vrut să nu accept. Atunci s-a implementat și normal au cerut acordul vostru sau susținerea voastră, dacă vreți. Nu v-au întrebat, doriți să... E normal. Și au zis că da, mie nu mi-a venit să cred. Cum să nu? Păi cum să faci așa? Mare plăcere să pot cum... să văd la note, la absențe, nu mai trebuie să te terorizezi diriginta. Înseamnă că n-ai credere în copilul tău. Lasă, tu ai încredere, dar verifică-l. Tot așa foarte bine, ca la arest. Îmi pune brățară GPS pe picior. Trebuie verificat, dacă nu, dacă îl lași de capul lui. Trebuie să-l lași, dar să-l verifici. Să nu, știi. Dragă, lași un semestru și mai mergi și verifici. Nu, dragă, lasă. Că ședința cu părinții sau ai numărul la dirigintă? Dar de ce să te deranjezi pe dirigintă? Nu, pui tu... Păi săracul copil și așa, acum cred că e obligatoriu asta, așa e? Ha? Normal. Ferească sunt, cred că generația mea sau generațiile mele, plus minus un an, doi, au fost singurii care au mai prins școala lejer, fără catalog, nu mai fără nebunii. Vă las. Dar dacă vreți... Ha? Dacă vreți, o să fac clipuri. Câteva clipuri. Îmi aduc eu amintiri pățănii. Și o iau pe Mademoiselle Chante. Și o să povestească. Ții minte când am furat tot fondul clasei? Ce ai făcut? Unde ai face din astea? N-am făcut. N-am făcut. Am fost eu prăpădit și așa, dar niciodată n-am vrut să pun greutate pe umerii lor. Alu Liana sau alu Simon. Așa făceam eu prostii, dar de astea nu. Vă pup!